Iar acum îl invităm la microfon pe domnul Costel Romanescu. Bună ziua și bine v-am găsit! Onorat public, mă simt onorat. Am ajuns la ediția nouă, cred eu că din cele 9 ediții am lipsit, motivat, 2. Mai mult nu, sigur nu. Înainte de a trece la ce am venit, aș vrea să spun doar atât. Noi, aleșii comunităților din care venim sau unde venim, suntem miniștri de externe a celor localități și cred eu că avem și obligația morală să participăm la unde suntem invitați, indiferent de ce a ales jocul democrației. Eu vin și am venit în fiecare an, am venit pentru dumneavoastră, pentru Perelita și am venit pentru Marele Poet, indiferent cine ocupă acest fotoliu. Consider eu că e normal să respectăm comunitățile unde venim și să respectăm aleșii care sunt. Noi suntem vremelnici ocupanți acestor funcții, pentru că așa este viața. Nu putem sta veșnic într-o funcție sau bunul Dumnezeu să ne scoate de acolo. Consider eu că am venit pentru comunitatea noastră și moral era ca și ceilalți actori din această comunitate să participe aici. Să-și dea mâna. Nu este festivalul nimănui, este festivalul Grigore Vierău, este festivalul comunității. La fel cum și la mine, când, indiferent dacă jocul democrației din vară va alege altceva, nu înseamnă că eu nu trebuie să știu să fac această tranziție. Valoarea omului este dată de felul care știe să piardă, nu în felul care câștigă. Și de aceea vreau să urez mult succes tânărului primar, că noi ne cunoaștem de multă vreme, dar ne leagă și o prietenie mai veche. Dar nu înseamnă asta că eu am putut influența cu ceva alegerile la dumneavoastră din localitate. Doresc multă sănătate, succes în ceea ce faci, Victoraș. Și încă să fie alături. Trecând la cele ce am venit aici, pot să spun că Marele Poet este poetul nostru, tuturor românilor. Nu este poetul Republicii Moldova, este poetul român. A scris poezii despre țară, despre Brut, cum să facem să-l trecem, să nu fie între noi. Ca și despărțire, nu ca și râu natural. Putem spune multe lucruri, și de o parte și de alta, a Brutului, și stânga și dreapta. În zonă e un teren, un pământ rodnic, care a născut multe valori. Eu vin din comuna Sfântul Ioan Iacob, care în linie dreaptă, nu știu dacă sunt mai mult de 20 de kilometri de aici, care și Grigore Vierău, născut cu 22 de ani înainte, în 1913, a scris nenumărate poezii despre țară, despre mamă, despre dor. Dacă vă invit și să citiți acele poezii, sunt foarte pătrunzătoare și tot pentru dragoste de țară. El fiind mulți ani, de fapt, și acolo și-a găsit obștescă sfârșit în Israel. Vă mulțumesc de invitație, vă doresc succes, să dea bunul Dumnezeu, să ajungem și la ediția 100, cum a zis domnul președinte, că despre Vierul se pot spune foarte multe și oricând. Mulțumesc din suflet și succes!